În meciul cu FC Bihor, CSC Ghiroda a condus cu 2-0 după reușitele lui David Pop și Cosmin Mancaș, dar apoi și-a intrat în rol centenarul Mihai Motan. Mai întâi o lovitură liberă pentru FC Bihor a fost mutată în careu, apoi o ținere ușoară s-a transformat într-un al doilea penalti pentru vizitatori plus al doilea galben pentru Stupu. S-a încheiat 2-2 după ce Sergiu Jurj a redus din diferență pe respingerea portarului Ciocan la prima lovitură de pedeapsă, în timp ce Florin Chitaș a nimerit din prima ținta. Normal, 180 cu 120 cu 80 sau cu 90. Nu prea credem. Da. Este frustrant oarecum pentru noi, pentru că cred eu că echipa mai bună a fost echipa noastră. Am marcat de două ori. Ce-i cert este că și cei de la Oradea au avut două ocazii importante, dar din punct de vedere organizatoric, a văzut că o echipă este organizată extraordinar și una dispune de lucruri mai multe. Ce lucruri? Voi sunteți cea organizată extraordinar. Da, da, noi. Cu siguranță noi, da. Ne-am arătat că suntem o echipă care se antrenează, o echipă organizată, o echipă care joacă și o echipă care, până când am fost lăsați să jucăm, am condus cu 2-0 și ne îndreptam spre un final fericit. Din păcate, și acum vorbesc pe ce am văzut pe camere, am fost sancționați cu două penaltiuri. Unul este fault și dacă este fault, deși nu este nici fault, este un metru jumate în afara careului. Arbitru central îl bagă în careu la sugestiile acelui domn arbitru de rezervă. Iar golul 11 metri al doilea este la fel o centrare în care fundașul meu Stupu împreună cu atacantul advers sunt într-un duel normal, corect. Fără să fie contact, se acordă din nou penalti. Păi, până la urmă, e clar că noi nu avem numele și tradiția celor de la FC Bihor, dar și noi am muncit un an.